criza apei la Roman, care a durat deja prea mult pentru răbdarea cetățenilor, nu este, din păcate, una singulară. Zilnic, pe site-urile operatorilor de apă apar zeci de anunțuri despre restricții în programele de furnizare a apei potabile, despre furnizarea cu presiune scăzută, ori despre sistări ale furnizării. Compania județeană APA Serv Neamț publică pe site-ul ei astfel de anunțuri, dar trimite și comunicate de presă și mail-uri. A apărut la un moment dat, când încă nu se declanșase criza, ideea schimbării operatorului cu apa vital Iași. Nu s-a mai realizat din motive pe care nu e cazul să le analizăm aici. Dar de vreo două zile iar se discută despre apa vital, în sensul să se cumpere apă de la acest operator din sursa Timișești. Dar acum s-ar putea să avem probleme din cauza presiunii prea mari, așa a spus și primarul Micu, prezent astăzi în emisiunea Bună Dimineața la CNS-TV, care se transmite live pe Facebook în fiecare dimineață. Nu vă ascund faptul că eu încă de săptămâna trecută am purtat discuții, mi-au spus că și ei au probleme cu captarea de la Timișești, unde în momentul de față nivelul din puțuri la ei este destul de redus, dacă în mod normal au un nivel la 1,20 m, acum au undeva cam la 20 de centimetri nivelul, s-au oferit să ne ajute, însă sunt o serie de manevre care trebuie efectuate și de asemenea trebuie o foarte mare atenție și trebuie făcute niște calcule hidraulice în ceea ce înseamnă presiunea cu care ne furnizează apa. Pentru că în momentul în care ți intră o presiune foarte mare pe rețelele tale, riști să lași tot orașul fără apă pentru mai multe zile. Și această situație s-a întâmplat la Bacău, s-a întâmplat la Onești, s-a întâmplat la Constanța. Din curiozitate am consultat și site-ul APA Vital Iași. Astăzi, la orele prânzului, pe site erau postate anunțuri de întrerupere a furnizării apei în numai puțin de 13 localități. Și atunci, de unde să ne dea și nouă dacă nu le ajunge lor? APA Serv, în data de 27, a remis către APA Vital o solicitare având acest subiect. Solicitarea este intrată pe traseu, pe fluxul de rezolvare a solicitărilor, va primi un răspuns imediat ce vor fi făcute verificări asupra debitului care poate fi furnizat, dacă poate fi furnizat, ce condiționalități tehnice ar trebui să îndeplinească o asemenea interconectare de rețele. Cu alte cuvinte, maxim 2 săptămâni cred că se poate primi un răspuns. Pentru preluarea unor noi consumatori, trebuie, în primul și în primul rând, trebuie să vedem cum se îmbină și planurile noastre investiționale, urmează POIM-ul, programul operațional de infrastructură mare, în care o axă prinde inclusiv această zonă, deci încă câteva comune vor fi legate pe resursa Timișești. Ce concluzie se poate trage? Deocamdată doar una singură. Problema apei încă nu și-a găsit rezolvarea.